Gloria Domnului! Amin! Iubiți frate și surori, vă binecuvânt pe toți în numele Domnului, dorind ca harul, prezența și binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră și peste noi toți. Amin! Amin! Mă bucur să vă reîntâlnesc aici pe pământ, dar bucuria veșnică și bucuria cea mai mare este să ne întâlnim odată în Împărăția Domnului. Amin. Acum plecăm și venim, ne bucurăm să ne întâlnim, ne bucurăm iarăși când ne despărțim, dar vine vremea când vom fi Domnul pentru totdeauna. Asta e un lucru extraordinar. Vreau din nou să vă aduc salutul Bisericii Elim de Piatra Neamț, care nu s-a schimbat, numai că este mai nou și mai actual, el este Maranata, Domnul nostru vine. Amin. Să ne ajute Domnul să așteptăm și să grăbim ziua revenirii Lui. Amin. Am ales în dimineața aceasta să privim spre un om al lui Dumnezeu. Recitesc cuvântul Domnului, citit și de fratele, versetul 24, aceste cuvinte memorabile ale văduvei. Cuvântul Domnului spune astfel, și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Amin. Marea problemă a creștinismului de azi nu sunt predicile. Avem predicatori iscusiți. Marea problemă a creștinismului de azi nu sunt programele. Avem programe aproape perfecte. Marea problemă a creștinismului de azi este trăirea autentică cu Dumnezeu. Este păstrarea acestei calități de om al lui Dumnezeu. Dragii mei, Evanghelia a ajuns la noi nu datorită faptului că bătrânii noștri au știut să predice extraordinar de frumos. Nici datorită programelor, unele dintre ele erau destul de greoaie. Dar Evanghelia a ajuns la noi datorită faptului că oamenii ăștia au știut să trăiască ca oameni al lui Dumnezeu. Aduc cu gândul la Cartea Faptele Apostolilor, când în capitolul 11, cu versetul 26, cuvântul Domnului spune că pentru întâia dată ucenicilor le s-au dat numele de creștini în Antiohia. Nu s-au bătut ei cu pumnul în piept. La început ei să strige, suntem creștini, suntem pentecostali, ci datorită trăirii lor frumoase le s-a dat numele de creștini. Astăzi lumea caută cu disperare modele și modelele pentru lume, pentru societate, trebuie să fie în rândul creștinilor. Doamne, ajută-ne! Li s-a dat numele creștini. S-a spus în Antiohia, oamenii ăștia au umblat cu Hristos. Oamenii ăștia au trăit și trăiesc ca și Hristos. Frații mei, lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu în dimineața aceasta să ne cerceteze pe fiecare dintre noi și să ne punem sincer întrebarea, trăim noi ca și creștini? Spun oamenii despre noi că ăștia sunt creștini? Priviți dumneavoastră, când Domnul Iisus Hristos a vrut ca să îl prezinte pe Ioan, îmi place atât de mult cuvântul Domnului, care el spune în felul următor. Capitolul 11, Matei, cu versetul 11, spune astfel, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul.
Totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Amin. Ce vrea să spună Domnul Iisus? Vrea să spună faptul că cea mai mare calitate este calitatea de copil al Domnului. Nu de păstor, nu de prezbiter, nu de diacon, nu de parlamentar, nu de ministru, nu de președinte. Cea mai mare calitate este calitatea de copil al lui Dumnezeu. Este calitatea de creștin autentic. Și cea mai mare misiune pe care putem noi să o facem în mijlocul oamenilor nu este predica sau programul de evanghelizare, ci este trăirea ca un copil al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Priviți dumneavoastră, femeia aceasta care exclamă: acum cunosc că ești om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. Acum cunosc că tu ești om al lui Dumnezeu. Și acum constat un lucru, ți-am ascultat predicile, am ascultat cântările, am ascultat declarațiile, dar cum văd în mod palpabil că nu doar declari că ești copil al Domnului, ci acum văd că ești cu adevărat un om al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Frații mei, îmi doresc din toată inima să fiu și să rămân un om al lui Dumnezeu. Doresc ca Domnul să vă binecuvânte pe dumneavoastră, să fiți și să rămâneți oameni al lui Dumnezeu. Dar pentru ca să păstrăm calitatea aceasta, Dumnezeu ne trece prin diferite școli, ne trece prin diferite situații, prin diferite examene și spunea cuvântul lui Dumnezeu în Romani, în capitolul 8, cu versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul lui. Amin. Necazul și bucuria lucrează împreună. Zilele cu soare și zilele cu nor lucrează împreună. Ridicarea și smerirea lucrează împreună. Bogăția și sărăcia, conjuncturile vieții, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Mă rog astăzi ca iubirea noastră de Dumnezeu să crească. Mă rog astăzi ca să ne îndreptăm privirile spre El. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. De ce câteodată suntem triști? De ce câteodată suntem posomorâți? De ce câteodată nu ne găsim locul datorită faptului că ne-am întors privirile către El și privim fie spre lumea asta, fie spre noi, fie spre necazurile noastre? Dar astăzi vrem Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să fie înălțat în mijlocul bisericii și sufletele noastre să fie pline de bucurie. Amin. Ilie, omul lui Dumnezeu, în gura căruia cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. Știți una? Dacă astăzi predic și dumneavoastră mă vedeți la școală, la servici, în altă parte, că sunt un altul, cuvântul lui Dumnezeu rămâne adevărat, dar nu în gura mea. Cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni, percepția oamenilor, pentru unul care rostește cuvântul lui Dumnezeu și nu-l trăiește, fie că predică la amvon, fie că va cânta o cântare, fie că va rosti o poezie, fie că va spune colegului de serviciu sau de școală, hai de seară la evanghelizare, dacă nu trăim, dragii mei, adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră, pentru alții nu e adevăr. De aceea astăzi accentuăm dorința lui Dumnezeu ca noi să trăim ca și copii a lui Dumnezeu. Și atunci când cuvintele noastre vor fi încărcate de trăirea noastră, atunci
vom vedea rezultate extraordinare. Dar până atunci, Dumnezeu ne trece prin școlile Lui. Și despre omul acesta, despre Ilie, găsim cuvântul Domnului care arată că Dumnezeu l-a trecut prin diferite școli. În partea finală, Iacov spune despre el că Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, dar s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat, slăvit să fie Domnul. Nu sfinți căzuți din cer, ci oameni ca mine și ca tine pot să fie și să rămână copii al lui Dumnezeu. Oameni ca mine și ca tine pot fi folosiți de Domnul. Dar vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși și Dumnezeu nu vrea să folosească pe cei care nu-și păstrează calitatea de copii al lui Dumnezeu, începând cu lucrările care ni se par nouă normale. Celor fără prihană, le șade bine cântarea de laudă. Locul acesta este un loc sfânt. Luna trecută am fost în Coreea, am rămas surprins că când urcai la amvon, îți lăsai pantofii la intrare pe scenă. Ei voiau să dea un semnal că locul ăsta este un loc sfânt. Aici trebuie să ajungă oameni care trăiesc ca și oameni al lui Dumnezeu. Și aceasta pentru noi astăzi este o mare motivare. În primul rând să ne cercetăm, în al doilea rând să ne îndreptăm și în al treilea rând să nu ne întrebăm de ce atunci când mâna lui Dumnezeu lucrează cu noi într-o formă sau alta, atunci când Dumnezeu ia lutul și îl trântește de pământ și ia și îl mestecă de nou și îl frământă de nou să-i dea forma unui vas folositor stăpânului său slăvit să fie Domnul. În primul rând, îl vedem pe Ilie trecând printr-o școală deosebită, școala mulțumirii. Nu poți să fii om al lui Dumnezeu dacă mereu bombănești. Nu poți să fii om al lui Dumnezeu dacă mereu ești nemulțumit. Ești nemulțumit de ceea ce te-a făcut Domnul să fii, ești nemulțumit de cum te-a făcut Domnul, ești nemulțumit de slujba ta, ești nemulțumit de mașina ta, ești nemulțumit de casa ta, ești nemulțumit de mâncarea pe care o mănânci, ești nemulțumit că te-ai născut în România și mereu și mereu și mereu găsești motive de nemulțumire. Frații mei, omul lui Dumnezeu știe să fie mulțumit. Și eu mă rog ca Domnul să curețe biserica sa de acest flagel care intră și la noi. Tot mai mulți creștini care au pretenția că sunt oameni al lui Dumnezeu sunt nemulțumiți de ce a lucrat Domnul în viața lor. Și alții privesc spre ei și ar vrea să fie ca ei. Și alții văd că sunt undeva sus. Știți voi cât ar vrea să trăiască cu ceea ce, cu mâncarea pe care o aruncăm noi la gunoi? Și noi suntem nemulțumiți și îi spunem că e criză. Doamne, iartă-ne, nu-i nicio criză, dragii mei. Criza e în mintea noastră și o pus-o diavolul ca să ne facă să cârtim. Trăim bine și îi mulțumim Domnului. Sunt oameni care trăiesc cu un pumn de orez o zi întreagă sau mănâncă o dată la două zile. Sau merg 20 de kilometri să aduc o găleată cu apă și nouă ne vine în apartament și spune, oare bună, oare e rea? Doamne, îndură-te și adu această mulțumire peste poporul tău. Ilie Tisbitul, unul din locuritorii Galadului, un oarecare, o trebuie ca să treacă prin școlile Domnului, ca să poată Dumnezeu să îl folosească și ca o femeie și ca alții să spună, acum văd că tu ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr, slăvit să fie Domnul, școala mulțumirii. Și știți cum face Dumnezeu? Mă duc cu gândul la Iov. Odată Iov făcea o declarație, când îi mergea bine,
Când înota în smântână, când era cel mai bogat, când era cel mai prețuit, când era, stătea bine și cu Domnul, spune cuvântul Domnului în felul următor, Iov, capitolul 29, atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul, apa va pătrunde rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele, slava mea va înverzi neîncetat și arcul va întineri în mână. Așa spunea Iov, un om deosebit, un om moral, un familist convins, un om care își iubea copiii, un om înțelept, un om care atunci când deschidea gura, ceilalți tăceau și puneau mâna la gură, un om care face declarația, am fost mână celui fără de mână, am fost ochi orbului, am fost picior celui care era olog. Am făcut dreptatea, mi-am păstrat curăția morală, am făcut un legământ cu ochii, nu voi opri ochii asupra vreunei fecioare, îmi voi păstra puritatea. Omul acesta, care era cel mai bogat și mai înțelept din timpul lui, omul acesta nu a înțeles la un moment dat că asta vine din mâna lui Dumnezeu și a început să creadă că el este ceva. Și când Dumnezeu a vrut să-l prelucreze și când Dumnezeu l-a pus pe masă, omul ăsta a ajuns ca să se certe cu Dumnezeu și să spună de ce, Doamne? Și totuși, când a pierdut totul, omul acesta și-a închis gura și n-a păcătuit cu gura. Și omul acesta care este sus și care pentru noi ar fi un reper, în omul acesta Dumnezeu a mai avut ceva de lucrat. De ce? Pentru că a intrat în această stare crezând că îi se cuvine. Doamne, eu sunt un om moral, onest, mi se cuvine bogăția, mi se cuvine sănătatea, mi se cuvine să am o familie binecuvântată. E normal, Doamne, să fie așa, doar te slujesc cu toată inima. Și Dumnezeu a vrut să-i arate lui Iov, este un har, este un har să poți să mănânci, este un har să ai familie, este un har să fii bogat, este un har să fii prețuit, este un har să ai prieteni, este un har să ai soție, poți să le pierzi pe toate. Și când a ajuns să nu mai aibă nimic, ușor, ușor, Dumnezeu din cerul a lucrat în viața omului ăsta și în partea finală omul acesta face o declarație pe mine, mă sperie de-a dreptul și spune cuvântul Domnului în capitolul 42 din Iov, știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni, care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Și acum fiți atenți! Omul acesta la care aproape că nu am avea curajul ca să-i trecem prin față, omul ăsta face o declarație care mie personal îmi dă de gândit vis-a-vis de calitatea de om al lui Dumnezeu și spune în felul următor, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în țărână și cenușă. Omul acesta declară, Doamne, doar auzisem despre tine, dar acum când am stat pe masa ta, acum când am intrat în prelucrarea ta, acum, Doamne, constat că abia acum te-am văzut și am de făcut ceva. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Isaia, capitolul 6, alt mare om al lui Dumnezeu. În capitolul 5 îi vede pe toți, vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi. Și la un moment dat se întâlnește cu Domnul. Și când se întâlnește cu Domnul își schimbă repertoriul. Nu mai spune vai de voi, spune vai de mine. Sunt un om păcătos cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul. Vai de mine, frați și surori. Atâta vreme cât ne comparăm cu alții, atâta vreme cât ne cântărim unii lângă ceilalți,
Atâta vreme cât ne afișăm pocăința noastră unii în fața celorlalți, s-ar putea să ne automulțumim, să spunem că stăm bine. Dar când ne punem față în față cu El, ne smerim și spunem, vai de mine, sunt un om păcătos, un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, dar am avut harul să-L văd pe Domnul. Vai de mine, dar harul este al lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu trimite un înger cu un cărbune aprins, îi atinge buzele și ea îi spune, iată, atingându-ți buzele, nelegiuirea ta este îndepărtată. Și deodată îl vedem pe Isaia că îi se disfundă urechile și aude chemarea lui Dumnezeu, pe cine să trimit? Și Isaia spune, iată-mă, trimite-mă, Doamne! Dar întâi o trebuie să se recunoască. Întâi o trebuie să-și vadă starea, întâi o trebuie să înțeleagă că este acolo doar datorită harului lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Ilie, om al lui Dumnezeu, care a fost hrănit în fiecare zi, primea mâncare, n-o cârtit și a spus, Doamne, de ce numai felul ăsta de mâncare? De ce numai apă? De ce numai pâine? De ce numai carne? De ce, Doamne, nu e altceva? Și ca Dumnezeu să ne aducă în această stare de mulțumire. Ne ia Domnul și ce ne se pare normal. Și spune cuvântul Domnului că la un moment dat râul a secat, corbii n-au mai adus carne și ceea ce au mers de 1000 de ori nu mai merge la 1001 ori și ceea ce ai făcut o viață vezi că deodată totul se năruie. Și ajungi din nou de unde ai plecat și spui, Doamne, dacă Tu vrei să supraviețuiesc, supraviețuiesc. Dacă vrei ca eu să fiu în casa Ta, sunt în casa Ta. Dacă vrei să mă folosești, Tu mă folosești. Dacă nu, sunt un mare nimeni și atâta tot. Și Dumnezeu, ca să poată să ne aducă la mulțumire, dragii mei, câteodată când ni se pare că e normal, când intrăm într-această stare de automulțumire și când cădem câteodată și în starea de cârtire, ne duce Dumnezeu într-un loc unde alții sunt mult mai năcăjiți decât noi. Cărteam câteodată că-s drumurile rele în România și am fost până în Republica Moldova și nu conduceam. Atâta era de bun drumul, de la un moment dat am început să visez că e cu tremur și când m-am trezit mi-am dat seama că nu e cu tremur, ci că mergeam de îngropă în groapă. Și am venit acasă și am zis când am intrat în țară, o, ce drumuri bune avem! Frații mei, știe Dumnezeu să ne poarte cum l-a purtat și pe Ilie. Îl ducem în casa unei văduve. Și vădua asta spune așa, mai am un pumn de făină, mai am un pic de unt de lemn. Fac o turtă, o mănânc împreună cu copilul meu, după care mor. Nu mai am nicio sursă de existență, nu mai am de unde să împrumut, nu mai am nimic, sunt gata. Și Domnul avea în vedere să-i dea o lecție lui Ilie și avea în vedere să salveze pe femeia aceea și pe copilul ei. Și o pune Domnul la încercare și îi spune lui Ilie, du-te și spune femeia asta, fă-mi mai întâi o bucată de turtă să mănânc eu și apoi vei mânca și tu și copilul tău, iată ce spune Domnul. Nu se va termina nici făina, nici unde lemnul până când Dumnezeu nu va da ploaie în țară, glorie Domnului. Și cuvântul lui Dumnezeu și atât îmi place de mult și atât de frumos, spune în felul următor, și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei, și Ilie, făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. O binecuvântat-o Domnul pe ea, o binecuvântat Domnul copilul, dar o binecuvântat Domnul și pe Ilie. Crezi tu că dacă bucata ta de pâine, chiar dacă e mică, o rupi în două, vei flămânzi, nu vei aduce binecuvântarea Domnului în casa ta? Crezi tu că dacă nu faci lucrarea Domnului, că nu ai nimic, o vei face dacă vei fi un om bogat? Crezi că dacă nu poți să împarți 100 de lei în două și crezi că totul este numai să te plângi, dacă Dumnezeu te-ar ridica, ai face altfel?
Nu, dragul meu, n-ai face altfel. Lucrarea lui Dumnezeu să începe și să face cu ce ai. Du-te cu puterea pe care o ai. Du-te cu bănuțul pe care îl ai. Rupe felia de pâine pe care o ai în două. Aruncă-o pe ape și nu după multă vreme o vei găsi iarăși. Pentru că Dumnezeu este suveran și drept, slăvit să fie Domnul. Fă-mi mai întâi mie, Doamne, mor! Nu, nu, pune mai de preț lucrarea lui Dumnezeu și apoi vei vedea binecuvântarea Domnului din casa ta. Eu mă rog ca Domnul să ne binecuvânte, dragii mei. A doua școală pentru Ilie, ca să poată să fie și să rămână un om al lui Dumnezeu, a fost școala confruntării. Mulți creștini confundă smerenia cu lenea. Am întâlnit și eu lucrul ăsta, creștini care spun să fii smerit nu trebuie să faci nimic. Fals! Să fii smerit trebuie doar să fii cu minte și atât. Fals! Îl vedem pe omul ăsta, care era un om al lui Dumnezeu, recunoscut de Dumnezeu și recunoscut de oameni. Și dat exemplu, omul ăsta a fost un om care a trebuit să treacă și prin școala aceasta dură a vieții. În momentul când a văzut păcat, n-a tăcut. În momentul când a văzut nelegiuire, n-a tăcut. În momentul când s-a întâlnit cu Ahab, o știu să-și riște viața, n-a băgat capul în nisip. Dragii mei, tot mai mulți creștini astăzi bagă capul în nisip. De ce să deschid gura dacă îmi fac rău? De ce să spun dacă supăr? De ce s-ară faptul că sunt creștin? S-ar putea să fiu bătaia de joc a colegilor mei? Și-a trebuit ca Ilie să devină și să rămână un om al lui Dumnezeu, să treacă prin școala confruntării. Și priviți dumneavoastră, capitolul 18, cu 17 în jos, abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați păzrăsit poruncele Domnului și te-ai dus după Baal. Și vedem pe Ilie omul faptelor, omul confruntărilor, omul care se duce înaintea lui Ahab și spune, auzi, Ahab și Israel, până când vreți să-și căpătați de amândouă picioarele? Haideți să facem proba. Faceți voi, prorocii lui Baal și Astarterii, faceți un altar, fac și eu un altar. Aduceți voi o jertfă, aduc și eu, dar fără foc. Ne rugăm ca cel care e Dumnezeu adevărat să coboare foc din cer și să roagă prorocii lui Baal de dimineață și până seara și își fac tăietui și fac strigăte și nu se întâmplă nimic. Și îl vedem pe Ilie seara. Trege altarul Domnului. Face un altar, un șanț în jurul lui și auziți-mă bine, nu toarnă benzină, toarnă apă. Dumnezeu nu trebuie ajutat. Dumnezeu doar trebuie să-i se recunoască puterea și să fie proclamată puterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Câteodată vrem să turnăm benzină, câteodată facem artificii să fim crezuți. Nu, Dumnezeu doar trebuie proclamat, El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și-L vedem spre seară să roagă Ilie. Dumnezeu coboară foc din cer. Și biruința lui este o biruință totală în numele Domnului, slăvit să fie Domnul. Și câte școli de astea n-apar în viața noastră, te provoacă colegii la școală, te provoacă familia, te provoacă biserica câteodată, te provoacă societatea, te provoacă lumea asta murdară care și-a pierdut direcția și poți să taci sau poți să strigi. Poți să-ți cauți liniștea sau poți să faci ceea ce trebuie să faci. Un om al lui Dumnezeu nu-și caută liniștea, ci un om al lui Dumnezeu înțelege că trebuie să reprezinte pe Dumnezeu.
Am avut situația odată când eram strâns din două părți, să tac sau să spun. Mă duc înaintea Domnului în taină și Duhul Domnului îmi vorbește, bărbatule, dacă vrei, doar liniștea, atunci taci. Dacă vrei progresul lucrării, atunci implică-te. Și la momentul ăla o trebuie să mă implic. Nu totdeauna am făcut-o. Sunt momente în care slăbiciunea umană se ridică deasupra la ceea ce trebuie să fim. Dar astăzi vrem să ne rugăm, Doamne, pentru a fi oameni ai Tăi, ajută-ne să trecem testul acesta. A treia școală este școala pustiului. Câteodată ni se pare că suntem pe cai mari. Câteodată ni se pare că toată lumea e la picioarele noastre. Câteodată ni se pare că suntem cei mai pocăiți, că familia noastră e cea mai bună și începem să-i condamnăm pe toți, să-i judecăm pe toți, să-i cântărim pe toți. Noi suntem undeva deasupra și toți sunt undeva jos. Și atunci Dumnezeu, după câte o mare biruință, ne coboară un pic prin pustiu, ne coboară un pic în încercare, ne arată un pic cine suntem, își trage mâna și îl vedem după marea biruință a stârpirii prorocelor lui Baal. Îl vedem pe Ilie la un moment dat, aude cuvintele Izabelei să mă pedepsească zeii cu toată asprimea, spunea ea, dacă nu voi face cu Ilie ce a făcut el cu prorocii mei. Și Ilie ăsta puternic fuge de nu-și mai găsește drumul. La un moment dat intră în pustiu, își lasă ucenicul acolo, mai merge cale de o zi, s-așează jos, cade în desnădejde și spune, destul, Doamne, ia-mi zilele, ia-mi viața, nu sunt cu nimic mai bun decât străbunii mei. Și îl trece Domnul prin școala pustiului, pentru că trebuie să-l folosească. Dumnezeu acolo strigă, Ilie, scoală-te! Taie și mănâncă, mănâncă Ilie și iar îl se culcă și Dumnezeu iar îl scoală și spune Ilie, locul tău este să fii pe munte înaintea Domnului. Dar ea taie și mănâncă și spune cuvântul Domnului, cu mâncarea pe care a mâncat-o a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Fratele meu și sora mea, poate astăzi ești în pustiu. O trebuie ca Domnul să te aducă în școala asta. Ai disprețuit pe alții când copiii tăi erau mici și acum ți-au crescut copiii mari și poate ai pe unul care nu te ascultă și atât stai și plângi înaintea Domnului și spui, Doamne, de ce? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne prelucreze. Poate astăzi ești în pustiu și altă dată aveai tu bani și dădeai la alții. Dar acum trebuie alții să te ajute pe tine și te întreb de ce? Știți de ce, dragii mei? Cine nu a făcut niciodată foame, nu va înțelege niciodată pe cel flământ. Cine n-a trecut niciodată prin boală, care nu s-a rugat niciodată pentru cineva drag, nu se va ruga nici pentru cauzele care le punem noi pe afișier. Dar când simți durerea, când simți necazul, când treci prin școala pustiului, când ajungi la desnădejde, când știi ce înseamnă să auzi un cuvânt din partea Domnului, când ești mai necăjit și mai nenorocit, atunci ai cuvinte să ridici pe cel de lângă tine, atunci poți să îmbărbătezi, atunci poți să fii folosit de Domnul. Eu mă rog ca Dumnezeu din cerul să ne binecuvinte. Priviți dumneavoastră în toată Biblia, mari oameni al lui Dumnezeu au trecut prin pustiu, pentru că pustiul era o școală pentru ei. Îl vedem pe Moise, 40 de ani l-a învățat Dumnezeu să fie ceva. 40 de ani a trebuit ca Dumnezeu să îl ducă și să-l plimbe pe același traseu până la pustiu. Să uite tot! Și să nu creadă că înțelepciunea Egiptului îi dă dreptul să fie lider. Și parcă ți este rușine câteodată când credem că toată slujirea noastră este doar școală. Fă așa,
drege așa, asta înseamnă, așa trebuie să conduci. Și lăsăm Scriptura deoparte și lăsăm călăuzirea lui Dumnezeu deoparte. Pentru că n-avem reguli, dragii mei, pentru că fiecare dintre noi este un unicat în planul lui Dumnezeu. Îi spune odată Dumnezeu lui Moise, Moise, du-te și lovește stânca cu toiagul și va curge apă. Și-a făcut și-a curs apă. Și îi spune Domnul a doua oară, du-te și vorbește stâncii. Dar îl vedem pe Moise că ia toiagul și iardă-i și curge apă, dar Dumnezeu se supără. Frații mei, a fi om al lui Dumnezeu înseamnă să auzi vocea Domnului. Fie că ești pe munte, fie că ești în pustiu, fie că ești sus, fie că ești jos, fie că ești la pârâu, fie că ești în casa văduvei, respectă ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Și un om al lui Dumnezeu este conectat în permanență cu cerul și eu mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și vocea lui Dumnezeu să o deslușim fiecare dintre noi în toate zilele vieții noastre. Și atunci nu numai că suntem copii al lui Dumnezeu și oameni al lui Dumnezeu, rămânem oameni al lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne vorbește, atunci noi acționăm în consecință și oamenii de lângă noi declară, acum vedem că și cuvintele lui Dumnezeu în gura ta sunt adevăr, slăvit să fie Domnul. Și mai trebuie Domnul să-i dea o lecție lui Ilie. Ajunge în peșteră. Intră confort, bine, noaptea nu era atâta de frig, ziua nu era atâta de cald, era la protecție, Izabela îl găsea mai greu și oamenii ei acolo și începe să dea de bine și să stea fără probleme. Dar vine Dumnezeu și îl deranjează. Vine Dumnezeu și îi pune o întrebare, ce faci tu aici, Ilie? Doamne, am dat de bine, fac programe, stau în biserică, Doamne. Am și un carnețel, Doamne, scriu predicatorii, ce-o greșit, cum-o vorbit, care e mai bun, care e mai puțin bun. Frații mei, haideți să fim sinceri. N-am ajuns noi să facem câteodată așa? Doamne, sunt în peșteră. Am rămas singur, Doamne, dacă reușește Izabela să mă găsească și pe mine și mea viața e gata să o termina cu lucrarea ta. Că Dumnezeu așa întreacă, te vorbește lui Ilie, că Dumnezeu e bun și câteodată ne sfătuiește, ne învață așa într-un mod fin în care înțelegem numai noi. Și îi spune Domnul lui Ilie așa întreacă, auzi Ilie, mai am 7.000 de bărbați, stai liniștit. Dacă nu mai cânti tu, corul va cânta în continuare. Dacă nu mai predici tu, nu se închide biserica. Dumnezeu are oameni, că lucrarea e a Lui, nu e a noastră, slăvit să fie Domnul. Oameni a lui Dumnezeu. Până la urmă Dumnezeu îi strigă și acolo în peșteră, ce faci tu aici, Ilie? Știți cum sunt oamenii ăștia? Trăiesc tot timpul în trecut. Frate, să-ți povestesc eu cum a fost acum 20 de ani. Nu-mi povesti cum a fost acum 20 de ani, spune-mi cum e azi. Să spun ce plin de râvnă am fost eu când eram tânăr, cum mergeam la rugăciune în fiecare seară. Nu asta e important, cât te duci astăzi, săptămâna asta cât ai fost. Și oamenii care rămân blocați în peșteri, sunt oameni care trăiesc în trecut, sunt oameni care se cred singuri, sunt oameni care cred că dacă o dat de bine, asta durează toată viața. Și Dumnezeu, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună, ca și în cazul lui Iov. Banii ia tot, banii aduce unde vrea el, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu suveran. Și vine Domnul și îi spune, auzi Ilie, ieși din peșteră. Dragii mei, îmi place atât de mult să vorbesc despre un fapt. Câteodată am făcut peșteri din bisericile noastre. Ne-am făcut clădiri frumoase, confortabile, scaune moi și credem că toată lucrarea e aici. Oameni buni, oamenii lui Dumnezeu seamănă cu Iisus. Și Iisus mergea din cetate în cetate. Propovăduia Evanghelia. Învăța pe oameni și în sinagogi, dar mergea și în satele lor. Făcea bine, făcea minuni. Puterea lui Dumnezeu era arătată, pentru că iubea pe oameni. Avem evanghelizare.
Să nu credem că stăm să ascultăm predicatori. Dacă noi nu ne facem partea, dacă noi nu chemăm pe oameni, dacă noi nu ne rugăm pentru ei, dacă noi nu postim pentru ei, dacă noi nu înțelegem că aceasta e o lucrare colectivă, poate să vină Sfântul Petru din mormânt, tot nu se întâmplă nimic, dragii mei. Eu mă rog ca Domnul să trezească astăzi biserica, să ne facă oameni al lui Dumnezeu, care să semănăm cu El, care să gândim ca El, și dacă nu, Dumnezeu ne trece prin pustiu. Dacă nu, Dumnezeu ne trece prin necaz. Dacă nu, Dumnezeu... Avem prea multe și nu mai avem timp să mergem la biserică și nu mai avem timp să facem lucrarea Domnului, nicio problemă, frații mei, poate Dumnezeu să ne ușureze. Ne scapă Dumnezeu de griji. Avem prea multe animale. Vine pesta porcină și ne-o adus numai cu cotețele goale. Are Dumnezeu metode pentru fiecare dintre noi. Dar este extrem de important în binecuvântare să facem voia lui Dumnezeu, în binecuvântare să ascultăm vocea Domnului, în binecuvântare să fim gata să-L slujim și Dumnezeu din ceruri ne va binecuvânta, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi, dragii mei, e vorba de școala slujirii. Pentru fiecare dintre noi Dumnezeu are o misiune. Dacă nu vrem noi să o facem, atâta ne deranjează Dumnezeu, atâta ne bate în ușă, atâta ne prelucrează, până când ajungem tot unde vrea El să ajungem. Și vedem aici, Dumnezeu îi vorbește lui Ilie: Ilie, du-te, întoarce-te înapoi, nu sta pe munte înaintea Domnului și începe tot cu văicărele, tot cu plânsul: Doamne, am fost plin de râvnă pentru Tine, dar poporul ăsta încăpățânat, Doamne, aproape m-a convins și pe mine că nu se mai poate face nimic. Câți de ăștia sunt printre noi? Câți dintre cei care s-au dus să iscodească țara vin și plâng ca așa ce le iscoade? Nu se poate face nimic, îs prea mari uriașii ăia, noi nu putem să-i biruim. Iosua și Caleb au fost oameni al lui Dumnezeu care au spus: e adevărat, nu e ușor, e greu, dar noi avem un Dumnezeu puternic, slăvit să fie numele Domnului. E greu, fraților, lucrarea, e greu să rămâi om al lui Dumnezeu, să rămâi curat într-o lume murdară, dar e frumos și se poate, pentru că noi suntem fii ai cerului, al lui Dumnezeu care ne întărește, slăvit să fie numele Domnului. Și în cele din urmă, Dumnezeu îi spune lui Ilie: Ilie, du-te și schimbă lumea, du-te și fă lucruri mari, du-te și pune împărați, du-te și formează oameni după tine. Uite, ai un tânăr, uite-te bine la el, ăsta poate să fie un lider, după ce tu nu ai să mai fii, ia și ridică-l, ia și folosește-l. Asta este omul lui Dumnezeu. Și în încheiere vreau să privim prin episod din viața Domnului Iisus Hristos, o lecție a slujirii pe care Domnul le-o dă ucenicilor înainte ca să se despartă de ei. Marcu 11 spune cuvântul Domnului așa: a doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit, a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate vă găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis smochinului: în veac să nu mai mănânce nimeni rod de tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Și apoi, versetul 20, dimineața când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Frații mei, noi pe pământ trăim ca să slujim, nu ca să consumăm predici și cântări. Noi venim la biserică ca să slujim. Noi ieșim afară ca să slujim. Lucrarea Domnului nu se face prin ceea ce dă păstorul și comitetul, ci se face prin ceea ce dă fiecare încheietură. Și Dumnezeu ne așteaptă pe toți la slujire, dar nu oricum. După ce 3 ani și jumătate i-a învățat pe ucenici, a vrut să le dea 2 lecții majore despre slujire. Era în primul rând legea renunțării. Și-l vedem pe Domnul în timpul cinei,
ca unul care știa că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, știa poziția lui, știa autoritatea lui, știa puterea lui, știa că doar un cuvânt trebuie să spună și Ierusalimul tot putea să fie nimicit, ca unul care știa și era acolo sus, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și a făcut oficiul de rob. Robii n-aveau identitate, puteai să-i omori, puteai să faci orice cu ei. Acolo a coborât Domnul și le-a spălat picioarele ucenicilor și astăzi credem că totul este un act sec. Doamne, am spălat picioarele și atât. Nu, esența pe care Domnul a vrut să o transmită ucenicilor era renunțarea în vederea slujirii. Renunțarea la poziția lui, la dreptatea lui, la pretențiile lui, la avantajele lui, ca să poată să-i ridice pe alții. Asta este esența și asta a vrut Domnul să o transmită. Eu de acolo mă fac rob ca voi să pot să vă ridic acolo. Și a doua lecție pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor a fost lecția asta smochinului. De departe l-a văzut și arăta bine. Arăta frumos, avea o grămadă de frunze, dar când s-a apropiat și-a căutat rod, a văzut că era doar frunză goală. Se întâmplă câteodată, dragii mei, că și noi suntem de departe frumoși, creștini, penticostali, botezați cu Duhul Sfânt, dar vin oamenii și caută rod în noi. Și ce este aici esențial? Nu era timpul roadelor și totuși Iisus căuta rod. Cu alte cuvinte, ce voia Domnul să le transmită atunci ucenicilor și ce ne transmite nouă ca să rămânem oameni al lui Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, este că în slujirea Domnului nu trebuie să fie făcută de suprafață și în al doilea rând, slujirea Domnului trebuie făcută totdeauna, nu doar când avem noi chef. Nu era timpul roadelor și Iisus căuta rod. Și au spus nimeni să nu mai mănânce rod din voi. Cu alte cuvinte, mi-aduc aminte când eram un copil, eram patru acasă și când fratele meu mai mare făcea pozne, ne alinia pe toți și ne bătea pe toți de la un cap la altul. Și când ne duceam iar să ne pârâm, iarăși ne lua. Și odată de două ori pe urmă a spus, bă, nu mai pârâm, că tot acolo ajungem, tot o luăm. Fraților, așa a făcut Domnul cu ucenicii. Numai că s-au răzbunat. Noi astăzi am schimbat, mai batem câte un scaun, mai dăm cu curau în câte o perete ca să arătăm. Domnul a vrut să le arate ucenicilor, oameni buni, dacă smochinul ăsta, Domnul, o căutat rod în el, că nu era timpul roadelor, înțelegeți și voi ucenicilor și să înțelegem și noi astăzi că noi trebuie totdeauna să rodim. Nu doar duminică dimineața, nu doar când avem noi chef, nu doar dacă conduce cineva care este pe inima noastră, ci noi trebuie să fim niște slujitori a Domnului, gata să slujim totdeauna. Eram un tânăr ca voi și era bătrânul păstrăvanul, păstorul dinaintea mea. Și odată am făcut și eu mofturi, moșule, n-am, nu... Știi ce? Se uită la mine așa aspru și îmi spune, auzi, ai fost odată în atelierul templarului? Acolo ferăstrăul stă în cui. În templarul ia, îl folosește, el e gata, ascuțit și gata de lucru. Când îl pune înapoi, stă acolo și nu sare în sus și spune de ce nu mă folosește, așa trebuie să fii tu. Și am înțeles ce înseamnă slujirea totdeauna. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dragul meu, închei spunându-ți că Dumnezeu s-ar putea să vrea astăzi să-ți vorbească în dragoste. Și să spună că Ilie, unul din locuitorii Galatului, a ajuns un slujitor autentic, un om chemat de Dumnezeu și recunoscut de oameni, datorită faptului că Dumnezeu a trebuit în primul rând să-l învețe școala mulțumirii și a smereniei, a recunoașterii că nu suntem nimic prin propriile noastre puteri, ci suntem totul numai datorită lui slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a vrut să-l învețe pe Ilie ca să rămână un om al lui Dumnezeu, că trebuie să nu frugă de confruntare atât rău în lumea asta datorită acestui sindrom al struțului. Dăm de greu, băgăm capul în nisip.
Nu am curajul confruntării. N-am curajul. Văd pe unul că-i supărat pe mine. Mi-e greu să mă duc să-l întreb, frate, ce ai cu mine? Ce s-a întâmplat? Stau, tac, aștept. Dar Dumnezeu vrea să fiu omul care să am curajul să rămân vertical și în ziua încercării să nu-mi fie greu să accept confruntarea aceasta, pentru că eu merg în numele Domnului cu principiile lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care mă întărește. Dacă astăzi sunt în pustiu, în necaz, Dumnezeu vrea să mă ridice de acolo. Dacă am dat de bine, dacă am dat de confort și dacă acesta a pus stăpânire pe viața mea și sunt un om care cred, sunt un creștin bun, dar nu vin la biserică, nu m-ai văzut, dar ți-am făcut vreodată probleme, dar m-ai auzit vreodată deschizând gura, dar stau cu mințel pe banca mea și la 12 am plecat acasă și nu deranjez pe nimeni. Oameni buni, n-are nevoie Domnul de oameni cu minți, ci are Domnul nevoie de oameni al lui Dumnezeu, gata să slujească, gata să schimbe lumea, gata să vadă ceva în jurul lor, gata să aibă rod totdeauna, gata să stea la vocea lui Dumnezeu și să facă ceea ce Dumnezeu vrea să facă. Vă doresc din toată inima și îmi doresc și mie ca Domnul să ne facă oameni al lui Dumnezeu, să ne păstreze ca și oameni al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră să fie adevăr. Amin.